că acest clip ți se adresează, spune mai întâi ce știi tu despre pilule. Da, despre pilulele anticoncepționale, aceste pastiluțe magice care te feresc de sarcini nedorite. Lasă chiar acum un comentariu în timp ce... Lasă un comentariu și discutăm la final. Cum luați mai serios educația sexuală, cu ochelari sau fără? Nu-mi dereglează hormonii? Am auzit că pilulele îngrașă, e adevărat că îngrașă. Mă scapă de coșuri? Își dă mama seama că le iau? Am uitat să iau astăzi pilula și am făcut sex. E grav? E grav? E ok? Păi da, cum funcționează pilulele astea? E adevărat că pot face cancer de la ele? E ok dacă am 14 ani și mi-au fost recomandate pilule? Bună! Numele meu e Ana Marie și de astăzi sunt ambasador al sexului! Al sexului sănătos, planificat și protejat. Am reluat colaborarea cu Planifică Neprevăzutul și cu specialiștii care ne răspund la întrebări și am fost denumită ambasador Sex Ed. Am acceptat doar pentru că am auzit că au snacks-uri moca, nu-i ca și cum știu ce fac. Ba, știu! Glumesc! Stai! Bă! Glumesc! Chiar știu ce fac. Fac ce vreau, dar știu ce fac. Ce vreau, dar știu. În sextocul de astăzi, de pe vlogul de marți, vorbesc despre pilule. Despre pilulele anticoncepționale, care asigură contracepția pe termen lung și sunt eficiente în 99,7% din cazuri. Ce sunt aceste pilule magice? Denumiri. Pilule anticoncepționale, contraceptive orale, pilule combinate, CO, anticoncepționale, orale combinate sau contraceptive orale combinate. Ti dragușu, pentru ca să nu-l încurcăm, rămânem de-a lungul episodului cu pilule, să dea un thumbs up cine e de acord cu această decizie. Ca să înțelegi cum funcționează pilulele anticoncepționale, trebuie să știi ce este menstruația și ce este ovulația. Nu, că episodul ăsta chiar are multe probleme cu părul. Menstruația e intervalul ăla în care apare sângerarea lunară la femei, iar ovulația este eliminarea unui ovul de către un ovar tot lunar. Când tu, ca femeie, ești la ovulație și ai parte de o partidă de sex neprotejat, dacă pe una dintre trompe se află un ovul în procesul de a fi eliminat și un spermatozoid în noată și îl găsește pe trompă, îl fecundează. Ca să nu vorbim în 9 luni dacă nu-ți dorești, anticoncepționalele vin cu două soluții. Previn eliberarea ovulului în timpul ovulației și îngreunează mobilitatea spermatozoizilor. Mai adică, mai pe înțelesul nostru, femeia nu mai are ovulație, iar lichidul prin care înoate spermatozoizii ca să ajungă la un potențial ovul care e defecundat pe acolo, este îngroșat, ca să nu înainteze foarte bine armata. Și, deși nu mai are ovulație, ciclul femeii rămâne stabil. Cum împiedică anticoncepționalele o sarcină nedorită? Păi, atunci când luăm pilule anticoncepționale, noi, femeile, luăm de fapt hormoni. Stai liniștită! Anticoncepționalele introduc în corpul nostru femeiesc hormoni pe care noi deja îi avem și pe care îi secretăm fie de către ovare, fie de către placentă atunci când suntem însărcinată. Suntem însărcinate! De ce să fim însărcinată? Sunt the mother of earth! Sunt eu mama marțienilor, dar nici chiar așa. Atunci când folosim contracepții de lungă durată, pilulele astea păcălesc organismul, făcându-l să creadă că hormonii introduși provin de la o sarcină. Hipofiza, adică glanda care se ocupă cu echilibrul nostru hormonal, nu mai pune ovarele la lucru, pentru că a fost păcălită, că misiunea a fost îndeplinită. Și atunci nu mai are loc ovulația, deci femeia nu are cum să rămână însărcinată. Iau hormon? Aoleu, nu-mi crește mustața? Nu, că le iei și tu la recomandarea unui medic, nu după ureche. Că dacă le iei după ureche, s-ar putea să-ți crească păr în ureche. Bănuiesc că ați auzit de estrogen și progesteron. Ăștia doi sunt doi hormoni pe care noi femeile îi avem oricum în corp și care sunt conținuți și de către aceste anticoncepționale orale combinate în doze foarte mici. Orice femeie poate lua anticoncepționale, indiferent de vârstă. Majoritatea femeilor tolerează foarte bine cam orice tip de pilulă contraceptivă. E recomandat însă ca pilula să aibă o doză minimă de estradiol. Pentru că în anumite cazuri apar mici efecte secundare și de aceea concentrația trebuie adaptată în funcție de fiecare femeie ca ea să se simtă perfect. Pilulele anticoncepționale sunt recomandate în general femeilor tinere, dar și femeile peste 35 de ani le pot lua dacă nu fumează, nu sunt obeze, nu au afecțiuni diabetice sau renale, afecțiuni hepatice sau cardiovasculare. Pilulele pot începe să fie administrate de la începutul vieții sexuale dacă nu există contraindicații,
contracepții. Uneori însă medicii prescriu pilule contraceptive și pentru fetele cu vârste mai mici, dacă acestea suferă de sângerări frecvente sau abundente, chisturi și vorbim mai încolo un pic despre asta. Cum se administrează pilulele contraceptive? Simplu. Prima pilulă din prima folie în prima zi a ciclului menstrual și tot așa la aceeași oră timp de 21 de zile. Pauză 7 zile, timp în care îți vine menstruația. Începi următoarea folie, așadar, în a 8-a zi, chiar dacă ciclul nu ți s-a terminat. Pentru că în ultimele decenii s-a lucrat foarte mult la îmbunătățirea pilulelor contraceptive, oamenii de știință s-au gândit și la uituci, așadar, ca să te asigur că nu uiți iei pilula, s-au inventat pilulele care pot fi administrate în continuu. Adică nu mai faci nicio pauză, le iei după ce ai terminat o folie cu 28, o începi următoarea cu 28 și tot așa. Sunt protejată de la prima pastilă? Da, efectul contraceptiv se instalează din prima zi administrării pilulelor, dar doar în cazul ciclurilor regulate. Dacă ai un ciclu menstrual neregulat sau ai început administrarea pilulelor în altă zi, față de prima zi a menstruației, e recomandat în paralel să folosești și prezervativul pentru a evita orice sarcină nedorită. Am luat pilule și tot am rămas însărcinată! Dacă sunt administrate corect, adică luate în fiecare zi la aceeași oră, pe timpul menționat în prospect, eficiența pilulelor contraceptive este de 99,7%, ceea ce înseamnă o medie de mai puțin de o sarcină la 100 de utilizatoare. Cel mai mare risc e atunci când femeia începe o nouă folie cu 3 sau mai multe zile întârziere sau dacă, înainte de începerea sau terminarea unei folii, a uitat să ia mai mult de 3 pilule. Anticoncepționalele îngrașă? Păi, cum vă spuneam, pilulele contraceptive conțin hormoni pe care noi femeile îi avem în mod normal în corpul nostru uman, estrogen și progesteron. Doar că progesteronul din anumite pilule contraceptive poate declanșa o minimă retenție de apă, cum se întâmplă de fapt și în mod normal, înainte sau în timpul menstruației sau atunci când suntem însărcinate. Așadar, atunci când începi să iei anticoncepționale, s-ar putea să vezi că ești un pic mai pufoasă, tocmai din cauza acestei retenții de apă, și atunci începi să crezi că te-ai îngrășat, oh my god, de la anticoncepționale, parcă mi-e și mai foame, încep să mănânc mai mult și... Studiile de specialitate nu reflectă o legătură între administrarea de pilule contraceptive și creșterea în greutate, dar dacă totuși observi că la ceva timp, de când te-ai apucat de anticoncepționale, totuși continui să crești în greutate, adresează-te unui medic care îți poate schimba dozajul hormonilor din pilulele pe care le iei. Administrarea pilulelor în alte scopuri. Pot lua anticoncepționale chiar dacă nu am o viață sexuală? Desigur! De altfel, principalul beneficiu, în afară de protejarea împotriva unei sarcini nedorite, a pilulelor anticoncepționale, este reglarea ciclului menstrual. Dacă nu ai un ciclu menstrual regulat, dacă ai dureri foarte mari, asta e din cauza dereglării hormonilor produși de ovarele tale. Anticoncepționalele pot regla asta. Plus că poți sta liniștită că la finalul administrării celor 21 de pastile în cele 21 de zile, sigur va apărea menstruația. Pilulele se prescriu și în tratamentul acnei, pentru că principala cauză a acnei este cantitatea crescută de testosteron sau sensibilitatea crescută la acesta. Pilulele limitează producția de hormoni a ovarelor, așadar în sânge o să existe doar hormonii pe care produce pilula, printre care nu se află testosteronul. Testosteron scăzut, acne diminuată. Pe lângă beneficiile estetice, pilulele vin și în prevenirea unor boli, precum chistul ovarian, cancerul ovarian, endometrioza, polipul endometrial, fibromul uterin, cancerul endometrial, adenomioza, nodul și chisturi mamare, adică mastoza fibrochistică. Durerile menstruale sunt diminuate, cantitatea de sânge eliminată este mai mică, dispare stresul legat de o eventuală sarcină și atunci femeile sunt mai sigure și mai liniștite, ceea ce influențează viața sexuală, care se îmbunătățește pentru că partenerul e mai relaxat. Primesc întrebări și răspund la întrebări. Poți să o faci fie în comentarii la această secțiune, fie pe mail. Mai sunt lucruri de discutat despre contracepția de lungă durată, dar o voi face și în episoade viitoare din Sex Talk. Hei, mai ții minte că la începutul acestui clip te-am rugat să-mi scrii un comentariu cu ce știai tu la momentul respectiv despre contracepția de lungă durată? Hai să comparăm un pic răspunsurile, sper că ți-am răspuns la niște întrebări și am și un premiu pentru tine. Pentru că ai fost așa de atent, sucutie,
la acest clip. Planifică neprevăzutul și iepurașul amorezat îți oferă un premiu pe pagina lor de Facebook. Uite ce tricou super drăguț! Colaborarea mea cu Planifică neprevăzutul continuă și în fiecare episod voi avea câte un premiu pentru voi. În plus, eu, Anemarie de la vlogul de marți, gazda și prezentatorul și realizatorul acestei serii de discuții despre sex, eu voi premia cel mai activ comentator cu ceva foarte drăguț, personalizat, vlogul de marți. Așadar, poți să te apuci de comentat că stau geană pe tine. Mă vezi? Te văd! Nu uita de share, dă să afle toată lumea din școala ta, toată lumea din facultate, toată lumea care poate să nu fie chiar super informată pe subiectul contracepției de lungă durată. Share, nu uita de thumbs up, mă ajută YouTube, îmi demonetizează aceste clipuri, ajută-mă tu măcar moral. Eu am fost Anemarie, cu tine mă văd luna viitoare la o nouă discuție despre educația sexuală. Ciao!